And Ruth, our hearts are breaking for you, and we pray for the return of your dear children. Amen. Let's pray together the Lord's Prayer, and then we will pray in Romanian. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For you are the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Haideți să ne rugăm cu toții, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. În momentele astea suntem împreună cu mai multe orașe din întreaga lume care fraternizează alături de familia Botnariu. În momentele astea suntem împreună cu familia Botnariu, care probabil ne urmărește de la distanță cu emoție și cu lacrimi în ochi, și realizează că de fapt în toată lumea au frați și surori și domni și doamne care simt și care sunt aproape de ei. Pentru că vrem să fim aproape de familia aceasta, pentru că vrem să fim aproape de toți cei care astăzi au ieșit în stradă să protesteze împotriva sistemului demonic de împărțire a familiilor, cu toți că suntem aici să ridicăm mâinile și să aplaudăm. Suntem aproape de familie, suntem aproape de toți cei care sunt în stradă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți. Vrem acum încă câteva momente să reurmărim filmulețul care prezintă istoria familiei Botnariu, într-un mod special. Vrem să facem puțină liniște, toți cei care suntem prezenți, mai urmărim încă o dată desfășurarea evenimentului. Began on the 16th of November 2015, when Norway's ominous child protection services, known as Barnevernet, forcefully removed Ruth and Marius Botnariu's five children, including their three-month-old baby, from their care. Barnevernet not only separated the Botnariu streets, often in freezing cold conditions, to demonstrate their support of the Botnariu family, request the immediate return of their children, and call for the reform of Barnevernet. As a result of the Botnariu family's courage to stand up for their children, a multitude of parents, who also find themselves in a similar predicament in Norway, have surfaced. Silenced by the intimidation tactics imposed by Barnevernet, and initially too afraid to speak out, these families are now taking heart and joining forces to stop this organization from continuing its sinister practices. They are desperately praying for the return of the Botnariu children in the hope that this will set the precedent for ending their own traumatic nightmare and being reunited with their own children. In today's day and age, it is difficult to fathom that the very organization established to protect children is actually causing more harm than good. It defies all logic and boggles the mind. Statistics indicate that only 10% of children removed from their families in Norway are taken as a result of serious abuse or neglect. The other 90% of children are believed to be seized as a result of a lack of parental skill, with parents being dubbed unfit. Arguments for child removal include ridiculous observations such as bread slices being cut too thick by parents, or omelets not being made to the satisfaction of the CPS psychologists. Recent research indicates that 73% of children in Norway's foster care system have psychological issues and are 8 times more likely to commit suicide than children in parental care. Of utter outrage is the fact that Barnevernet has no independent regulatory body governing its activities. All investigations, counsel and lawyers are in-house, meaning that Barnevernet is self-regulated and answers to no one. According to Marius Rakaris, a Norwegian lawyer, the lack of Barnevernet
Varane's transparency means that parents are left with almost no chance of winning a court case. They are left with virtually no visiting rights, with as little as 1 hour a year. Since seizing the Bodnariu children, the family has only been together once. Is it really possible that Norway, a country with advanced democratic principles, can so grossly abuse its power? In 2015, 170 of Norway's own child protection service professionals signed a petition expressing grave concerns for the aggressive and intrusive nature of the Norwegian system. Numerous Norwegian lawyers are adamant that basic human rights are being violated and crimes against humanity are being disguised as child protection. To date, almost 60,000 people have signed a petition requesting the return of the Bodnariu children. Despite this, Norway and Barnevernet remain silent. The very secrecy of Barnevernet renders it guilty. We are absolutely outraged that a system claiming to protect children is so significantly flawed and demand that Barnevernet be stopped. Thousands of children's lives are in the hands of this organisation. If there is any shadow of a doubt regarding Barnevernet, you and I have the responsibility to call for action. Whose children will suffer at the hands of Barnevernet next? Let your voice rise up with the nations, and let the silent cries for help of the Bodnariu children be heard today. Please join the International Day of Protests in your city on the 16th of April, and please sign the petition at the website shown on your screen. Please help the Bodnariu family and other families bring their children home. Iubiți creștini, aș vrea, dacă tot ni se oferă o astfel de ocazie, să putem să și cântăm împreună. Refrenul cântării pe care aș vrea să-l cântăm spune: dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Este această posibilitate extraordinară pe pământ străin de noi să înălțăm glasurile pentru a-L binecuvânta pe Domnul. De aceea, pe un fond muzical, împreună aș vrea să ne unim și să cântăm această cântare. Trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim, fie
mai Domnul drum. Și dacă trăim pentru Domnul trăim, și dacă murim pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Unul dintre marii luptători pentru drepturile omului, pe numele lui Nelson Mandela, atunci când a ieșit din închisoare, a făcut o afirmație care a rămas ca un motto pentru oamenii care luptă pentru aceste drepturi. El a spus, eu am un vis. Noi cred că toți cei care suntem astăzi în stradă avem un vis. Și visul nostru este ca să reîntregim familiile care au fost împărțite de instituții. Noi vrem copiii să rămână în familie. Noi vrem familiile să rămână așa cum a vrut Dumnezeu să fie. Noi vrem ca în familie să fie tată, mamă și copii. Noi vrem ca acolo să fie educația creștină, în familie. Astea sunt valorile în care credem, astea sunt valorile care ne-au scos în stradă. Astea sunt valorile pentru care noi luptăm, pentru care împreună cu mii și milioane de creștini, astăzi stăm în fața autorităților și cerem ca familiile să fie reîntregite. Vreau pentru acest lucru să fim motivați în continuare de un discurs prin fratele prezbiter Florin Mihuțescu de la Biserica Betel. Rog să vină la microfon. Stimați creștini, doamnelor și domnilor, apreciem prezența dumneavoastră în după masa aceasta, în locul acesta, prezență care demonstrează că susțineți familia Bodnariu și toate familiile ai căror copii au fost luați în mod abuziv de protecția copilului din Norvegia și care credeți că noi ca și oameni avem dreptul și obligația ca să apărăm aceste drepturi ale familiei. Vreau să specific un lucru de la început. Protestul acesta nu este un protest al anumitei denominațiuni religioase sau al unui anumit cult religios. Și acest protest este un protest al tuturor creștinilor care cred în Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat, care cred în valorile familiei și care cred în Scriptură ca și cuvântul al lui Dumnezeu. Scopul pentru care noi suntem adunați după masa aceasta aici este în primul rând să ne arătăm susținerea față de familia Bodnariu și față de toate celelalte familii ale căror copii au fost luați în mod abuziv de protecția copilului din Norvegia și, în al doilea rând, să manifestăm și să protestăm în mod public față de abuzurile care sunt îndreptate împotriva familiei și pe care noi o respectăm foarte mult. Protestăm astăzi în mod public împotriva organizației de protecția copilului din Norvegia numită Barnevernet. Protestăm împotriva abuzurilor prin care această protecție, care are menirea să protejeze copiii în cadrul familiei, le săvârșesc prin smulgerea și luarea copiilor din sânul familiei. Credem că aceste metode pe care ei le folosesc sunt abuzuri nejustificate pe care ei le folosesc împotriva familiei. Protestăm pentru drepturile părinților, drepturi care le-au fost luate în mod abuziv și nejustificat, fără o înștiințare în prealabil a tuturor familiilor care sunt cercetate, că familiile acestea, copiii pe care ei au, comportamentul lor, modul lor de a fi, educația pe care le oferă, este una greșită. Modul în care ei au fost deposedați de copii a fost luat într-un mod nedrept și necinstit, fără ca ei să fie cercetați și înștiințați în prealabil de lucrul acesta. Protestăm împotriva tehnicilor care s-au folosit atunci când au fost mulți copiii aceștia din brațele părinților. Așa după cum bine știm, fără să fie înștiințați, au pătruns în casele acestor familii și copiii le-au fost mulși din brațele părinților, fără ca părinții să poată face absolut nimic. Credem că aceste tehnici care au fost folosite sunt niște tehnici barbare pe care noi nu le agrem și pentru care astăzi protestăm într-un mod public și vrem ca aceste tehnici să fie îndreptate. Protestăm împotriva metodelor prin care copiii se smulg din brațele părinților și prin care copiii sunt folosiți împotriva părinților atunci când sunt smulși și duși în centre speciale ca să fie îndreptați către părinți adoptivi.
Așa cum bine știți, părinții sunt folosiți să dea declarații neadevărate împotriva părinților lor, iar părinții sunt forțați sub promisiunea că dacă dau anumite declarații unii împotriva altora, copiii li se vor înapoia, pentru ca mai apoi aceste declarații să fie folosite în cazurile lor, împotriva lor. Declarăm aceste metode ca metode neloiale, necinstite, pentru care astăzi pot protesta în mod public și cerem dreptate în toate aceste cazuri. Protestăm împotriva transmiterii de informații neadevărate de către această instituție numită Parnevernet, prin mijloacele de transmitere media, prin scrisori pe care le trimit în numele copiilor la părinți și prin scrisori pe care le trimit în numele părinților la copii. Așa după cum dumneavoastră deja ați aflat, părinții familiei Potnariu au primit scrisori în numele copiilor cum că copiii nu și-ar mai dori să vină acasă. Așa cum bine știm, copiii au primit scrisori în numele părinților cum cu părinții nu i-ar mai fi dorit pe acești copii. Aceste informații sunt informații necinstite, neadevărate și mincinoase. După masa asta noi protestăm la nivel mondial ca aceste informații să fie transmise într-un mod cinstit, corect, după dorința atât a părinților, cât și după dorința copiilor. Vrem să spunem într-un mod public astăzi că dreptul de a crește și a educa copiii le aparține doar părinților. Vrem să spunem că dacă statul, indiferent din ce națiune face parte, vrea să crească și să educe copii, să nască copii, statul va avea dreptul ca să crească și să educe copiii, doar atunci când va avea puterea să nască copii. Atunci va putea emite această pretenție să educe și să crească copiii proprii țări. Până atunci, acest drept aparține și este dat în mod special din partea lui Dumnezeu doar familiilor, pentru că El este creatorul familiei. Vrem să spunem astăzi într-un mod public și să ne adresăm aceste instituții numite Parnevernet. Toate aceste lucruri pe care eu le-am spus mai devreme au fost luate în numele superior al copiilor. Dacă aceste lucruri s-au luat în numele superior al copiilor, aș vrea să pun câteva întrebări. Dacă pentru Parnevernet este normal ca niște copii să fie smulși din brațele propriilor părinți, pentru noi lucrurile acestea nu înseamnă normalitate. Normalitatea pentru noi este ca copiii să crească în propriile cămine, la sânul și în brațele propriilor părinți. Dacă pentru Parnevernet este normal ca doi părinți de același sex să crească un copil, pentru noi lucrul acesta nu este un lucru normal. Ceea ce este normal pentru noi este ca un copil să fie crescut de tatăl și de mama lui biologică. Aceasta înseamnă normalitate pentru noi. Dacă pentru Parnevernet normalitate înseamnă căsătoria între persoanele de același sex, pentru noi, astăzi protestăm împotriva acestor decizii și spunem răspicat că normalitatea în privința căsătoriei este într-un bărbat și o femeie. Aș vrea să mă adresez acum instituțiilor publice din România. În mod special aș vrea să mă adresez președintelui României, Klaus Werner Iohannis. Președinte pe care l-am ales și care înainte de alegerile din octombrie 2014 a declarat într-un mod public în campania electorală că el luptă sub motoul România este țara mea. Atunci și-a ales ca motorul lucru. România lucrului făcut bine. Astăzi aș vrea să spun, după aproape 2 ani de conducere la nivelul țării, că modul în care a gestionat situația familiei Potnariu și a tuturor celorlalte familii este lucrul foarte prost, nu lucrul binelui făcut. Și astăzi vreau să cer în mod public președintelui României să se implice într-un mod direct și să aibă o poziție publică și oficială în privința acestor cazuri. N-avem nevoie de o tăcere tacită, de un răspuns în spatele ușilor închise, ci avem nevoie de o poziție oficială, de o poziție publică și de susținere din partea României în privința acestor cazuri. De asemenea, vrem să cerem Guvernul României și primului ministru Dacian Cioloș ca să intervină într-un mod public la nivel de guvern prin lucrurile care depind de ei, ca să aibă o poziție oficială și să facă tot ce depinde de ei, ca acești copii să fie întorși acasă. Nu avem nevoie de discursul din partea unor oameni care vorbesc în numele personal, dar care reprezintă Guvernul României în privința acestor cazuri. Atâta timp când nu există o poziție oficială din partea Guvernului, din partea primului ministru, toate aceste
discurse din partea oamenilor care sunt la anumite poziții în cuvese. Pentru noi este un răspuns oficial și categoric. De aceea cerem după masa aceasta aici și în alte părți ca primul ministru României să intervină prin toate mijloacele diplomatice și bilaterale în cazul de felul acesta. Aș vrea să închei spunând următoarele lucruri. Ni se pot lua copiii fără să le înștiințeze cineva. Ni se poate lua dreptul la liberă exprimare. Ni se poate interzice să ieșim în stradă prin legi pe care se pot vota în parlamentele națiunilor. Se pot interzice foarte multe lucruri la care noi nu putem avea niciun acces și nu putem face absolut nimic. Dar nimeni nu ne poate lua credința din suflet. Nimeni nu ne poate lua dreptul de a vorbi. Nimeni nu ne lua dreptul de a ne crește copiii. Și nimeni nu ne poate lua dreptul la exprimarea religioasă. Vrem să spunem astăzi că nu renunțăm. Vom lupta până la capăt. Vom folosi toate mijloacele legale, cinstite, morale și pașnice de a aduce acești copii înapoi, de a transmite tuturor credința noastră, drepturile noastre părintești și să ne exprimăm liber credința noastră în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Încă o dată aplauze pentru Florin Mihuțescu. Așa cum spunea Florin, fiecare dintre noi avem în sufletul nostru ceva ce nu poate să ia nimeni. Avem credința noastră în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu să ridice mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Acum vreau să vă întreb, cine crede că Dumnezeu a instituit valorile familiale să ridice mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rămâneți cu mâna sus doar cei care credeți că copiii trebuie să rămână în familie. Cerem Guvernului Norvegiei, cerem Guvernului României, cerem autorităților implicare în acest caz și cerem ca aceste situații care au devenit delicate, care au creat atâtea nopți albe pentru familii care trec prin momente urâte, prin momente grele, să intervină și să întrejească familiile prin tot ceea ce pot ei să facă. Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să răspundă la astfel de acțiuni pe care oamenii o fac. Aș vrea acum să urmărim în continuare încă un filmuleț care este pregătit pentru noi să vedem ceea ce se întâmplă cu copiii, ceea ce copiii de fapt realizează în sprijinul altor copii și după acest filmuleț o să avem un mesaj în limba engleză prin fratele Dan Sher, care este pastorul Bisericii Adventiste din Dublin. Spune Dumnezeu să-l binecuvinteze. I would like to begin by expressing my thanks to all of you for coming here this afternoon. And at the same time to express my thanks to the authorities for allowing us to do this. I think that you would agree with me when I say that the Irish society, Irish history has demonstrated that there is no price too high to pay for justice and truth. And this is why we're here today. Because we uphold these values, justice and truth. I would like to say what this meeting is not about. Because you've heard from the video that was played what this meeting is about. So let me tell you what this meeting is not about. This, the speeches that are being said, the fact that we're here today, is not, as you look around, you'll see Norway's flag. This is not hate speech against the country. We need to be very clear. As you pass by and you hear speeches in a different language, you may think different things if you've missed the video. But we are taking action against a system that's unfair. It just happens that it's in Norway, and we are holding the Norwegian government accountable to a certain extent because they are tolerating what is happening. Children being taken away from their families unfairly, being put in institutions, given to other people
not taking into account the rights and the needs of the children and the parents. Also, we are not condoning in any way abuse against children. We want to be very clear on this, and we acknowledge that the government has the responsibility to monitor and to make sure that the rights and the well-being of children are being upheld. We are not saying that where children are being abused, the government needs to be silent, but the government needs to be fair. And we are here because we feel with all our being that's what's happening to Bodnaril family and to many other families in Norway is unfair. Now let me tell you what this is all about, or just to add to it. We are not ashamed to say that we are standing here today because we believe in Christian values. We are not ashamed to say that as Christians, we believe that something unfair has been done. We don't believe that it is against the law and that children should be taken away from their parents when their parents want to teach their children moral values based on Christian teachings. We believe that parents should have the right to do that very thing. We appreciate you standing by and listening, because in a way this is also about solidarity. And whenever something is done that is not right, wherever it is, as human beings, we feel that we need to stand together. And this is happening all over the world, and you are part of something big, and we believe that changes will happen because we're here today. I'd like to just end with a Bible verse, something that probably you don't hear that too often, and just a few thoughts. 1 Peter chapter 3 verse 8 says, "Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind." This is our mantra. This is what we believe in. And we believe that we need to be compassionate towards one another. And if we are compassionate about this, and if we care about this, maybe one day when something will pain us, something unfair will be done to us, then other people will be able to stand with us because we stood with them. Once again, thank you for being here today. We hope that you understand what is going on, and that maybe you'll go back and you'll check on the internet, see what's happening, maybe even sign the petition. And as Irish and Romanian together, we can make a difference. Thank you.